Stocurile de paracetamol din mai multe farmacii au fost epuizate după ce mai mulți medici specialiști au recomandat acest medicament ca fiind eficient în tratarea pacienților infectați cu coronavirus care prezintă simptome ușoare. Așa se face că mai multe farmacii au raționalizat acest medicament. Atât în Drobeta, Turnul Severin, cât și în Baia de Aramă, oamenii pot cumpăra doar 2 cutii de paracetamol de persoană. Mai multe farmacii din județul Mehedinți au raționalizat vânzarea de paracetamol. După cum bine știm, acest medicament ajută la scăderea febrei, iar tot mai multe persoane îl consumă pentru a scăpa de infecția ușoară cu coronavirus. În Drobeta, Turnul Severin, farmaciile nu vând mai mult de 2 cutii de persoană. Paracetamolul ajunsese să fie printre cele mai cumpărate medicamente de către mehedințeni. Dacă până acum oamenii cumpărau soluții dezinfectante și măști, acum stăteau la cos pentru a-și achiziționa pastile. La fel stau lucrurile și în Baia de Aramă. Farmaciștii se plâng că nu mai au nici măști, dar nici paracetamol. Sunt farmacist într-una dintre farmaciile din orașul Baia de Aramă și mai bine de o lună nu am primit nici măcar o mască să avem la vânzare. Măștile pe care le port în momentul de față și care le mai avem, le-am oprit pentru strictul farmaciei, pentru a ne proteja noi ca și farmacii și ca și asistenți de farmacie. Există o restricție de a se elibera doar 2 cutii de paracetamol. Există paracetamol la farmacia noastră? În momentul de față nu și o să primim pe viitor. Am primit promisiuni că o să achiziționăm și noi o să primim. Locuitorii de aici spun că este o criză mare de măști de protecție și ar trebui ca edilii orașului să găsească o soluție pentru ca oamenii să aibă de unde să-și achiziționeze echipamentele de protecție. Peste tot am căutat și nu sunt. Ce de făcut dacă nu găsim măști? Nu știu. Ar trebui să fie. Mai mult decât atât să le dea chiar gratuit dacă vrea să ne protejeze. Credeți că autoritățile ar trebui să împartă măști gratuit? Da. Am văzut în comune care împart gratuit la oameni. Încă de acum 2 săptămâni, Franța a recurs la măsura raționalizării medicamentelor. Persoanele asimptomatice având voie să cumpere 1 cutie de paracetamol, iar persoanele cu febră 2 cutii. La fel a procedat și Elveția.